Încă 184 de locuri noi de muncă sunt disponibile în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 184 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate, un loc, agent de intervenție 3, ajutor bucătar 2, ambalator manual 2, ajutor ospătar 2, asistent manager 1, agent comercial 1, bucătar 2 locuri, bucătar șef 1, barman 2 locuri, cofetar 3, confecționer cablaje auto 100, dispatcher 3 locuri, fasonator mecanic 2, femeie de serviciu 2, frezor universal 1, inginer industrializare a lemnului 1, inginer topograf minier 1, ifronis 2, lucrător comercial 3, lăcătuș mecanic 2, laborant chimist 1, mecanic utilaje 1, mecanic auto 1, motorist în silvicultură 1, muncitor necalificat 1 loc, ospătar 12, pizzar 10 locuri, săpător manual 4, șofer 7, șofer autoambulanță 1, sortator produse 1 loc, strungar universal 1 loc, tâmplar universal 3, universal 3 locuri, vopsitor în lemn 1 loc, vânzător 1 loc și 1 loc de zidar. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmin.